Salutare tuturor, aici este Bobo Spider și bine ați venit la un nou video din Mortal Kombat 11, oameni buni, și cred că cel mai probabil ultimul video din Mortal Kombat și vreau să vă zic de pe acum că vă mulțumesc din suflet pentru susținere și hai să facem partea asta glorioasă. E prima oară când se întâmplă în toate restarturile ei de timeline, că e prima oară când se întâmplă chestia asta, pentru că de obicei Raiden îl omora pe Liu Kang. Oh my god! Credeam să jocul are două finaluri, așa că nu știu care sunt condițiile pentru ambele finaluri, dar să sperăm că ambele sunt bune, sau cel puțin ăla bun să fie ușor de făcut. Mamă, vere, zici că se pregătește de război de ăla, de Total War. Oh, ce nebun e asta, vere. Ok. Ah, dacă joam cu Liu Kang acum la finale, perfect, pentru că am exersat cu Liu Kang zilele astea pe PC. Oh, nice. Mi-a zburat capul la săracul ăla. Oh, shoot. Dai că a venit ăsta. Mamă. Oh, ce badass e Scorpion, frate. Yo. I-a furat inima. Păi, fură și sufletul. Dar mă întreb restul ce s-a întâmplat cu ei, gen cu Johnny Cage și Sonya, ei de ce nu vin și ei pe aici? Se pare că ei n-au scăpat cu totul. Mamă. Haideți, băieți! Mamă, stai că sar Shaolin, acum aș fac scheme, dă-le, nebunești! Mă ajută să cadă unul să-și jupă gâtul să moară ca un idiot. Cine mai vine? Ah, Kotal cu baraca și chestii. Asta e Kotal, nu e aici. Doamne, muzica e superbă. Muzica e fix ce trebuie, adică serios. God. Ce război acolo, frate. Mamă, și vă arată la cine-i boss-ul. Ce face băiatul Jax? Oh, oh, oh. This means you're back. Da. This means I'm sorry, Jackie. In hell yeah. I'm back. Păi doi de ăștia cu mâini metalice care mai au trag și cu diverse lasere, zic că ne ajung pentru ăștia aici. The fuck. Oh. Stai că devine ăsta mare boss aici. Holy shit! Mamă, frate! Cât de tare! Hai că n-a făcut praf toată armata de unul singur. Deci, adept e Liu Kang și Raiden într-o singură persoană, dar îmi place tatuajul ăla de mor. Ăla e genul de tatuaj pe care mi l-aș face și eu. Ah, m-am observat, are pălăria pe spate. Dun, 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 dun. De ce mai avut nevoie de o armată când Raiden putea să facă asta de la început? Bine, acum n-a cu ajutorul ăsta, dar totuși. Stand back. Uh-huh.
god. Ia spulbera pe băieți. Boing. Hai să vă zic, dar ăsta nu mai folosește și pălăria aia lui. Am așa echipa de asta dublă de Jax. Ui. Păi și ce face? Da, cred că îi upgradează pe ăștia. Da, ce mai probabil că asta face. Whatever happens, I am honored to fight at your side. Likewise, Liu Kang. Me too, brother. May the elder gods protect us. Are un pic de personalitatea lui Raiden, dar el e de fapt Liu Kang sau ce. Bine, știm puterile lui. Mamă. Aia e blană. Oh shit. Am zis că și-a luat upgrade-ul băieții. Haide mă, faceți ceva! A oprit timpul. Kitana, cum la? Ha? Sunt blocați. E blocat timpul cumva. A, nu, se dă în spate încetul cu încetul. Da, și rămâne asta blocat aici cu ăștia. Da, toată lupta se dă în spate, bă, da, da, da. Până în punctul în care nu mai exista Raiden sau ceva de genul și după aia de acolo pornește din nou. Doamne, ferește! Mă, ne batem direct cu ea? A, dar se bate și cu puțoiul ei. Da, nu o să vreau pe Cronica post de announcer să fiu sigur de asta. Au! Uf! Da, hai mă să ne batem pe rând. Earthrealm's Jinsei flows within you. Let it fuel your fire. O, e conștiința lui acum. Damn. Ok. Haideți, mă, să vă arăt eu o schemă acum. Mă, de ce nu lasă să ne batem și cu ei? Gen, noi să ne batem. E, nu e ca și cum nu-mi place show-ul, dar totuși. Nu pe cap, mă! Au! Hai, ar trebui să doară. Now stand down! I have no wish to harm you. Harm me? You already killed me! Huh.
sealed the moment I joined you with Raiden's side. It's a mistake I won't repeat in the new era. Oh, yeah, I was. Fight. Oh, shit. A, nu știu dacă am abilitatea aia de care mă foloseam eu, că am învățat joc destul de mult Liu Kang pe PC. Da, nu am nunchaku, cred. Aba, da, l-am. Bine, dar am jucat pe PC cu tastatura, deci asta o să fie alea că mai greu. Aoleu, ești culmea, bre. Gata, mă, calmea asta. Fire God Liu Kang, ok. Oh, what the f- Da, e așa de greu când sunt pe controller. După ce m-am jucat pe tastatură. Shit. Fuck off. Oh my god, ești culme, bre. Ok, m-am mâncat pe mine să încerc o metodă de a ține controlul mai bine când să se vede cu tastatura, dar să zicem. Oh god. Ești bre de aici. Our bond was no mistake. Oh, mai vin. Your ego knows no bounds. I did not ask for this. It was thrust upon me. It should have been me, Liu Kang, from the beginning. Hmm? Thanks to Kronika, it will be. Ah, el vrea să fie ales în toată schema asta. A, ce place că îți combină electricitate și foc. Ah, și culmea. Fah, m-am dus aiurea. Ai vrea tu, bobiță? Am prins chiar astăzi pe cineva multiplayer care făcea exact numai schema aia cu Kung Lao. Prin schema mă refer aia cu piciorul din aer. The fuck, nu mergea... Ah, grabul e pe celălalt buton. Da, grabul e pe celălalt buton. Grabul celălalt buton, Bob! Ieși-mă de aici. Crezi că te las așa ușor să mă bați? Aha. You are right to fear mine and Raiden's powers combined. A demigod's power cannot rival that of an elder god. Cetrion! What the fuck? As you wish, mother. Mama, frate!
Ce mișto e skin-ul ăsta la Cetrion, să fiu eu dacă nu. Wow. Mamă, ia stuchii creierii. Aha. Ce mă, deja vreau să bat pe Cetrion. Because your heart is not in the battle, Cetrion. You fight for your mother's vision. But as a goddess of virtue, you know that her desired balance is folly. Heed me, Cetrion. He lacks our vision and wisdom. Please. No virtue is served by condemning the realms to endless war. The greatest virtue is abiding my mother's will, Liu Kang. I cannot fail. Okay, Citroano, calmează-te. Fight. Da, Cetrion nu e chiar un caracter atât de mișto, să fiu sincer. Adică mie personal, am încercat să învăț să joc cu ea, mi se pare atât de seacă. Nu are cine știe ce combinații de la blană. Oh. Adică învățați-mă o schemă cu Liu Kang, dar nu știu dacă pot să o aplic acum. Era destul de dubioasă, dar hai să vedem. N-am stanța. Deci era o mișcare în care zădea o stanță cu nunceacuri, făcea o mișcare faină. Fuck, am blocat schema. Cred că-ți ajunge. Săraca, cât damage am prins. Your heart betrays you, Cetrion. Okay. I failed you. Uh-huh. Dearest Cetrion, you have done admirably. Yet there is one final service to perform. Te-s-o consume. I understand. Eram sigur. Să-și dea viața. Pentru că sufletul e cea mai mare putere pe care poate să o dea în Hourglass. Ah, nu, eu dă măsa, ok. Oh, nu știu ce mișcare are ea. Oh, shoot. Hey, unde e Giras când ai nevoie de el? Oh, nu, oprins totul! History rewinds, giving way to the new era. No. Uh-oh. Ah, dacă locul ăsta era viu, what the fuck? Ce dubios e. As you knew them are undone, erased. You cannot save a future that no longer exists. There is only the new era. Ah, da. Fight. Oh, știe să blocheze. Fuck. Mamă, frate. Kaguya direct e asta. Ok, deci atacurile ei tot vin, indiferent ce-o fi. Ok, s-a sotură. Ia-și mă de aici. Mamă, să mă bat pe mine însumi. Nu e treaba foarte ușoară. Oh, dar dau mega damage. No! Poți dau restart? Oh, fuck, cred că primim finalul rău acum. Mi se pare că era o chestie cu astea, cu bătutul și toate alea. O să refacem dacă e, că timp avem destul. Eu nu rezum. O să refacem lupta asta dacă se poate. Oh, what the hell? Welcome to the dawn of time. Here history ends and begins. Văd dacă e o diferență, dacă e, o să încerc să nu pierd nicio rundă. The
Jesus, tot dat al een niveau de Thanos, weet je. I had intended to leave your destiny intact, Liu Kang. Until Raiden went and made you immortal. Now you cannot be ignored. Oh shoot. Fight! Oh fuck! Oh, con bile lele. Ah, vă că blocul nu prea are efect. Jesus! Am așa de puțin damage ia. Ieși. Mamă, iar m-a lăsat cu super low HP. Mamă. Fuck. E greu, mă, ce-i drept cu asta așa. Clar trebuie să refacem anumite lupte. E destul de complicată bătaia, să fiu sincer cu ăsta. Oh, deci asta e finalul rău. Ok. Bine, știu, o să încercăm să fim super tryharder după asta. Let the new era begin. Oh, asta este tot finalul rău? Ah, asta e finalul rău de tot. Am înțeles. Ok, hai să încercăm să nu-i lăsăm runde cronică. Pentru că nu e bine deloc. Ok. Ah, mă dă pe fix aici, îmi place. Ok, se... Oh, what the fuck? Nu mă lasă să o țin în combo. What the... Doamne, asta e așa de nasoale chestiile alea. Ok, adu-mi-l pe ăla. Bun. Atât. Nice. The realms will not fight your endless wars. Fight me further and your friends are lost. They have no future unless I create it. Okay. The future you offer is not worth living. Oh my, avem încă o rundă. Fight. Shit, iară figura asta. Aoleu. Ok, ce mi-l dă acum? Nu cred că o să puc să bat cu alta viață. Da. Oh my god. Nu pot să bat și cu alta viață, e mult prea... E greu pentru că ea nu și-a deloc damage aproape în anumite faze. Deci dacă o las... Deci înseamnă că dacă pierd aici, dar câștig aici, e altă treabă. Ok, deci va trebui să câștigăm din prima la toate. Multă muncă, boys. Here history ends and begins again. Behold the start of the new era. Ce drept pe normal e ceva muncă, nu e chiar așa de ușor. I had intended to leave your destiny intact, Luke.
until Raiden went and made you immortal. Now you cannot be ignored. Okay, Dante. Fight. Da, va că nu merge bicicleta pe ea. Cheezing. Ok, cheezing. Merge cheez-ul. Nice. Ah, fuck. Ce mizerie! Oh my god! Trebuie să refac chiar și totul. Ok, să mai tăiem dacă e nevoie. Ok, skip. Ce mizerie! Măcar acum știm că e vulnerabil la un atac, though. Asta e partea bună. Bine, dacă video nu e foarte lung, o să las și părțile astea ca să vedeți și voi ce se întâmplă. Dar hai să facem schema pe care am învățat-o la început. Ok, bre. Nu trebuie să-i dau multe ferestre de atac, asta e problema. Jesus. No, poți da restart? No, măcar nici măcar să dau restart. Ok, nu. Aolo, ce stai. Să refac video. Now you cannot be ignored. Fight. Bong. Ok, azi de mai aici ce se întâmplă la treaba asta, dacă câștigăm aici. Deci o să încercăm să câștigăm și din prima, dar și aici ce se întâmplă. I will restore the timeline. Deci asta e dacă pierzi o tură, facem pasta mai întâi și după aia dacă eu o să tăiem și o să facem și partea altă. Stopping the sands of time requires great power and skill. You have neither, Liu Kang. You may be a god, but I am a titan. Oh, mai avem o rundă cu ea. Vorbește ca și Thanos asta, vere? Ok, dă-mi următorul.
Bun. Doamne, ferește că nu mai moare odată. La limită. Ok, hai să vedem pe asta și pe aia o să dăm capitolul în care încercăm să o batem de la început cu totul. Gen să nu-i dăm nici măcar o rundă. Boom. 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 Ba-bum-bum-bum. Oh, chiar atât de multă forță. Mamă, dar nenorocit-o bine. Acum să vedem ce se întâmplă. Deci asta se întâmplă dacă o bați aici, nu bați la început. Our work is finished, Liu Kang. Sigur? Lord Raiden. I am merely Raiden now. What the fuck? You have proven worthy to take my place as the new protector. Ce mișto arată, normal. Once it is restored. You honor me, Raiden. The honor is mine, Lord Liu Kang. The sands of time are now yours to shape. It falls upon you to architect a new history. The fate of all realms in my hands? Raiden, I cannot do this alone. I shall advise you for as long as my mortality allows. But have no doubt, you are up to the task. Then together, let us begin. Scrie ce, ce final e ăsta așa. Probabil că durează mult prea mult și Raiden moare. Bine, oricum moare, că na, e mortal de acum, dar totuși. Oh, asta a fost tot. Ah, drăguț. Cute, cute. Ok, astea sunt doar niște secvențe și toate alea. Bă, până acum jocul chiar a fost foarte, foarte fain, sincer să fiu. Chiar a fost foarte mișto. Cred că o să dau skip la asta. Pentru că nu mă interesează cine, creditele. Pentru că probabil mai e și muzică de-aia copyrighted. Și acum o să mergem. Deci ok, am deblocat Hourglass, am deblocat asta. Super, dăm iarăși la story. Ne ducem jos aici. Văd că nu, nu, e nimic nu e nimic diferit din câte mă uit aici. Na, hai să încercăm să o batem aici. Hai să încercăm să o batem aici, vedem ce este. Trebuie să schimbă peisajul într-un bios. Fight me further and your friends are lost. Okay. They have no future unless I create it. Acum devine grea. The future you offer is not worth living. It will not come to pass. Fight. Jesus. Aia era? Șa. De aici. Asta e cea mai bună combinație de a spama pe cronica, văd că... Aia era. Gata, no. Hai că am bătut-o din prima, cum s-ar zice aici. Deci am avut finalul rău, finalul bunicel și ăsta e finalul bun de tot, cum s-ar zice, ia. Ba-bam! Asta e o schemă. Deci, într-un fel, e cam la fel. Nu știu dacă se schimbă cu ceva totul. Și cum am spus, doar peisajul văd că s-a schimbat aici. În rest, execuția și toate alea e cam aceeași chestie. Dar bine, am avut finalul rău în care noi murim. Și adios. Am avut finalul
Bun, dar ne-am dus prea tare în trecut. Nu vine să cred că am mai petrecut că jumătate de oră în plus doar ca să fac chestia asta. I am merely Raiden now. You have proven worthy to take my place as Earthrealm's new protector. Damn. Lord Liu Kang. That's nice. Where do we go from here? Nu știu. The sands of time are yours to shape. You must return the hourglass to the dawn of time and sculpt a new history. A better one. The fate of all realms in my hands? Raiden, I cannot do this alone. Yes. You will need a partner with whom you can share the eons. Oh, e puțin diferit. Kitana. Your destinies have always okay. been intertwined. We are far in the past, but not so far that I cannot reach her. Return with her to the dawn of time. Sculpt the hourglass's sands to forge a better future. I look forward to meeting again in the next timeline. Then I will not say goodbye. Ah, ok, deci e o diferență majoră. Majoră. Diferență destul de măricică. Ok, deci ajunge aici. Oh! Oh, ce cute. Are you ready? Yes. But no matter how we sculpt the sands, we cannot plan for every possibility. Mortals will make their own choices. New evils will arise. Each realm must choose its own destiny. Whatever those choices, we will face them together. Ah, ce drăguț! Ok, chiar că e finalul cel mai bun de toate. Ok, nice, nice. Mi-a luat, cum am spus, mi-a luat încă jumătate de oră să reușesc să o bat din prima, pentru că... De fiecare dată când o aduci la jumate, sumonează pe cineva nou. Și să zicem că l-a trimis pe Scorpion de vreo 2-3 ori la rând, iar Scorpion e destul de enervant, pentru că dacă nu ții în stand locuri cum am încercat să o țin eu pe Cronica acolo, clar nu aveai ce să-i faci. Și ce drept tu te-ai descoperit tot așa, luându-mă tai de foarte, foarte multe ori, am descoperit cum să o țin liniștită pe Cronica acolo și așa. Deci, partea bună e că avem... În sfârșit am făcut tot ce se putea pe aici. Seamănă puțin foarte mult cu meniul din Injustice 2, deci pur și simplu mi se pare un skin de Injustice tot jocul ăsta, dar asta e nicio problemă, pentru că jocul este super, super tare. Oameni buni, deci o să urmeze seria de tower-uri, o să facem Classic Tower, să vedem finalurile fiecărui caracter, să vedem ce se întâmplă pe acolo așa și o să luăm în ordinea în care ei sunt aflați în joc, așa că nu o să fie gen ordine preferințe sau alte nebunii genul acesta. Așa că dacă v-a plăcut această serie, oameni buni, nu uitați să dați like, subscribe și comment și ne auzim data viitoare. Pa, pa!